toți ciudații la X Factor. Salut! Bună! Cine ești? Johi Davis. Johi? Yeah. De ce ai poșetă? Adică, e ții cuiva? Nu, e mea. Să-i portofel. A, e all-round, ai de toate în el. Da, bani țin. Ai un look de artist. Ești artist? Da. Dezvălui secretul. Acum sunt diferit de alții. Îmi place să mă îmbrac mai neobișnuit. Pot să pun pe mine și o găină pe mine, da? Să presupunem așa. E stilul meu aparte, nu știu, am așa, e fanteziile mele. Nu mă pot uita la tine, ai un look foarte ciudat pentru mine. Dar s-ar putea să prindă pe scenă. Sigur. Spune-i doamnei să nu plângă pe umărul tău. Alții cred că sunt nebun de cap. Ce e mă cu asta? Nebun, cred. Asta este stilul meu de a mă îmbrăca și stilul meu de muzică și stilul meu de scenă. Amen Gaga din Moldova. Să mă duc cu tălat pe scenă, făcă. Așa să fie Johi Davis, dacă e clar. Da? Cu cine ai venit? Ce să este mama mea. Mama? Doamna Svetlana Snegru, de la o televiziune Popas TV, director. În calitate de director de televiziune. Toți vin aici și cu un director de televiziune. Deci vrei să te dacă ești cunoscut în Moldova? Da, sunt foarte cunoscut în Republica Moldova. Hei tu, da tu, urmărește-mă sâmbătă la orele 19:30 la Cancan, la Realitatea TV. Sunt foarte solicitat acum și la momentul dat scoți un videoclip. Chiar ieri mergeam pe stradă și a făcut 4 fete poze cu mine. Am dat și un autograf. Deci că ești ca un star. Ce să mai? Ești un star, ce mai vrei de la noi? Că noi asta facem. Facem din oameni obișnuiți star. Nu am venit pentru câștig, am venit pentru prezența. Eu, dacă am să intru în piața muzicală în România, eu mă văd foarte departe, undeva foarte departe. Parcă ghicesc că așa se va întâmpla, știi? Așa sunt eu, nu știu. Tot ce mi-am să-mi plan, tot mi s-a îndeplinit până acum. Bună seara! Oda! Oda! Bună seara! Bună seara! O combinație între Billy... Tweety și Tweety Bird! Între Billy Idol și Tweety. Eu îl cunosc, o să vorbesc ultimul. Da. Pe bune? Da. Cum te cheamă, tinere? Sunt Johi Davis și vin din Chișinău. Johi? Johi Davis. Johi. Cu H, Johi. H. Johi? Da. Johi Davis. Johi? Da. Ai venit cu un outfit pe care nu mulți artiști care vor să se afirme la X Factor îl au. Eu sunt și model și ca interpret în Republica Moldova. Model la... Model de prezentarea hainelor. Prezentări de astea e Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana. Am avut Armani. Plecări în Elveția, în Germania, în Italia. Londra, Tokyo. Și aplauze peste aplauze. Da, mersi mult. Să nu, acolo, nu aici. Am început mai întâi cu modeling. De la 16 ani am avut aici în Republica Moldova câteva prezentări de modeling. Tot normal, gata. Tot mă gruziești, tu înțelegi? Da, te pregătesc. Dar nu trebuie să mă pregătești, că eu singur știu. Știi. Să uite, Doamne ferește, mă sate. E ca iar m-ați înervat. Hai să stai, 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 în curând trebuie să-mi spui ce trebuie să fac, pentru că da, m-a săturat. M-am lăsat, așa să spun, și am început spre drumul de muzică. Am lăsat puțin modeling-ul la o parte și... Când ai? La 17 ani. Un an ai cu modeling. Eu sunt și acum model, dar când doar am prezentări. Adică când mă cheamă, atunci vin. Cum te-ai descrie tu în câteva cuvinte? Sunt frumos, sunt aranjat, nebunatic, haios, sunt talentat. Am câteva piese ale mele înregistrate. Piese? Da. Ai piese? Da, am 7 sau 8. O piese ai. Bine, cum mai pregătesc o piese? Am înțeles-o. Nici o piese nu-i de ajuns, ca să ne convingi. Te rog frumos să ne spui cum se numește cea de astăzi. Selena Gomez, I Love Some Baby. Ah, frumos, o piesă de Gomez. Hai să ascult.